numit prin ordinea prefectului județul Prahova pentru a deschide ședința de constituire a unor consiliu local al orașului Breaza. Înainte de a trece la alte aspecte, în numele instituției prefectului județul Prahova, felicit consilierii locali și primarul orașului Breaza pentru rezultatele obținute la alegerile locale din 27 septembrie 2020 și totodată le urez succes în activitatea de aducere la îndeplinire a promisiunilor făcute în timpul campaniei electorale. La alegerile din 27 septembrie 2020, la nivelul orașului Breaza, au fost aleși 17 consilieri locali, dintre care 16 consilieri locali au fost validați de către instanța de judecată. Constatăm că cei 16 consilieri locali validați de către instanța de judecată sunt prezenți în această sală, astfel încât constatăm că sunt îndeplinite prevederile al 116 alinatul din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind costul administrativ, în ceea ce privește numărul de mandate de consilier local validate la nivelul orașului Breaza. Totodată, potrivit dispozițiilor articolului 116 alin 4 din codul administrativ, lucrările de constituire, lucrările ședinței de constituire a consiliului local sunt conduse de către cel mai în vârstă consilier local al mandat de consilier local a fost validat, ajutat de către doi dintre cei mai tineri consilieri locali. Din datele puse la discuție de către secretarul general al orașului Breaza, reiese că decanul de vârstă al consiliului local al orașului Breaza este domnul Ferăstrăieru Ion Nicolae, născut la data de 13 septembrie 1955. Iar cei mai tineri consilieri locali sunt Radu Iulia Ionelia, născută la data de 8 ianuarie 1988, respectiv Mosor Alexandra Ramona, născută la data de 2 a 10 1995. În care de consecință invit pe domnul președinte de vârstă, domnul Ferăstrăieru Ion Nicolae, ajutat de către cei doi tineri consilieri, să preia conducerea ședinței de constituire a Consiliului Local. Vă mulțumesc! În continuare, rog pe doamna secretar generală a Guvernului să prezinte încheierea numărul 112 din 13-10-2020, pronunțată de judecătoria Câmpina, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali declarați aleși. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să mergem. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să mergem. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să mă ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să mă ajute Dumnezeu. Să respect Constituția și legile țării și să fac
cu bună credință tot ceea ce stă în plinie și priceperea mea pentru bine locuitorului, locuitorilor orașului Breaza. Așa să fie. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă cu plinie și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să mă ajute. Și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puternă și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puternă și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și ce pot avea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să mă ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să mă ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să mă ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele, în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să mă ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări, doamne!
tuturor brezenilor care mi-au acordat încrederea, tuturor brezenilor care s-au prezentat la vot. Încep mandatul cu gânduri de bine, cu gânduri bune, cu dorința de a dezvolta Breaza, așa cum am spus-o și în campanie electorală. N-au fost doar cuvinte pe care le-am spus în campanie electorală. Sunt exact gândurile mele pe care doresc să le pun în practică, în beneficiul orașului. Doresc ca Breaza să se dezvolte, doresc ca Breaza ușor-ușor să-și rezolve toate problemele pe care le are și să ajungă orașul pe care ni-l dorim cu toții. Să ajungă din nou acel oraș vesel, acel oraș viu și acea opțiune reală pentru fiecare dintre noi.